sărbătoarea creștină de mâine, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, și apoi câteva versuri pe care le dedic fiicei mele, care astăzi facem legământ de credință în numele Domnului Iisus Hristos. La Zoheret, la masa răzvrătirii, Adonia, Davidicul vlăstar, cu preotul bătrân Abiatar și cu Ioab, mai marele oștirii, se declarase domn prin legea firii. Și închinau pahar după pahar. Și în timp ce minți viclene și deșarte urcau un rege după sânge în Sion, pe drumul ce coboară din Gihon, din muntele măslinilor încoace, venea pe o măgăriță Solomon. Un rege ales de sus, un rege pace. Trecură ani, un întreg mileniu, și într-un palat, tot lângă sacul zid, se sfătuiau cu același duh avid preoți bătrâni și cărturari de geniu, aceleași căpetenii de cetate, de același tainic rege adunate. Să rupem orice funice ne țin și să scăpăm de Domnul și de unsul și de strâmsoarea lanțului divin. Voi nu cunoașteți încă nepătrunsul să birui romanii pe deplin, să pierdem tot și cârmă și cămin, sau unul doar să fie în loc străpunsul. Și iată că din nou dinspre Gihon, înconjurat cu psalmi și bucurie, venea pe un măgăruș, ca o făclie, venea din cer pe calea spre Sion, un rege pace pentru veșnicie. Amin. Un vânt de seară începea să joace, iar regele în cale îi se opri, vorbind ciudat de tainice soroace. Ierusalime, Ierusalime, Mesia vorbi, o, de-ai cunoaște în această zi iubirea mea care ți-aduce pace. Și pacea sfântă, pacea împlinirii, se coborâ atunci în templul ei. Iar preoții, bătrânii farisei, toți cei uniți la masa răzvrătirii, acele minți viclene și deșarte, au vrut mai bine negură și moarte. Și atunci, lăsând coroana lui David sub aripile acvile romane, Iisus luă mulțimile sărmane, pornind să cucerească în un zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inimi, fortărețele umane. Și iată-l că pe măgărușul umilinței, întâmpinat de suflete fervente, trecu Mesia, regele credinței, spre Roma, spre Olimp, prin largi torente, spre toate cele șapte continente. Și când prin valul Dunării învolt, trecu Iisus cu sfânta lui povară,
străbunii noștri în întâmpinară, pe Mureș, pe Târnave și pe Olt, și se făcu în inim primăvară, plugarii își lăsară fie umplie, ciobanii miurițele la stână, iar tinerele acul pe dipsie, și mulți au găzduit cu bucurie pe Mesia în patria română. Prietene, ascultă! Ia aminte! Nu simți cumva un freamă de zăvoi? Nu vezi cum cei umili se strâng și voi cu bucuria cântecelor sfinte? Să știți că Domnul încă-i pe negoi. Amin. Și pe la Cluj, călcând pe vechi veșminte, mai pot stăcea când niciun dor nu tace. Mai poți să stai tu, rece, ca un sloi. Hai, vino dar să cânți și tu cu noi, întâmpinând eternul rege. Pace, hai, vino acum, căci iată, el se întoarce la capătul mileniului doi, spre zidul sacru, iarăși, înapoi, cel mai frumos poem din lume l-a scris un om din Nazaret. L-a scris cu moartea lui pe o cruce. A fost tâmplar, n-a fost poet. Din inimă, cu vorbe simple, a spus ce nimeni n-a mai spus. Pe-o cruce a pironit poemul Pilat și a scris pe el Iisus. Niciun poet n-a fost ca dânsul, deși s-au părândat mereu. Ei toți au fost poeți și oameni. El singur, om și Dumnezeu. Și acum îngăduiți-mi să citesc câteva versuri. Aș vrea să fie un obicei și în casele frățești. Când vremea lui ele i-a trecut și n-ai desprins, spunea la certări, nebunia lipită de inima copilului. Când vremea comunicării a trecut și copilul nu mai comunică cu tine, comunică cu cartea, comunică cu televiziunea, comunică cu internetul, singurul lucru care îl poți face este să dai pilda, exemplul tău personal copilului tău și cel mai mare lucru, să te rogi. Eu am încercat să comunic și altfel peste timp cu copiii mei și am început să le scriu versuri. Și am dăruit copiilor mei cel mai de preț avut. Nu am nici case să le dau, nici palate, nici aur, nici argint. Dar eu nu am în casă mai valoros decât cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Spre deosebire de toată biblioteca care o am, vreau să vă spun că acest cuvânt este viu. Iubirea este cea mai mare forță în lume și cuvântul lui Dumnezeu cel mai mare adevăr pe pământ. Pentru tine, Daniela, la tine mă gândesc cu drag, fetița mea iubită, ca în tine să găsesc mereu doar firea-ți răstignită, prin răstignirea lui Hristos, în sufletul-ți prea mare, ca în veci să regăsesc în el măreața arătare a lui Iisus. Prin tot ce dai și tot ce arzi iubirii,
căci parte vei avea și tu de harul mântuirii. Te binecuvântez mereu gândindu-mă la tine, copile al lui Dumnezeu, ce crești pe lângă mine. Ca salve îți dau ce e de preț, cuvântul mântuirii, ca în ziua lui Iisus Hristos, în ziua împodobirii, să ai podoabe ce nu pierd, nici nu le fură hoții, ci-n candelă să ai ulei în temerile nopții. Și când va răsări Hristos, viața noastră dată, să nu lipsesc nici eu, nici tu, la marea lui răsplată.